Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul 10x Bitcoin. Deci vreau să explic ce bani se poate aici de făcut dacă de pildă vrem să participăm pe acest site în afară de monetele gratis care le-am adunat. Aici se poate câștiga și bani. Dolari aparte din matrice. Vreau să explic ce fel de matrice sunt și ce condiții trebuie îndeplinit pentru a primi acești bani. Deci, în primul rând trebuie să vă clarificați cu echipa care este creată sub voi. Fiecare intră în direcția network. Căci aici noi vedem. Echipa poate fi din 15 nivele, maximum, și pe fiecare nivel ne arată câte persoane poate fi sub noi. Deci asta merge vorba despre toți oamenii care s-au înregistrat sub noi, după ce am făcut noi înregistrare. Deci împreună cu acei direcții. Deci aici nu merge vorba doar de cei personal invitați. Deci toți oamenii care vedeți aici în network sub voi, ei se primesc echipa voastră. Deci toți acești oameni vă repetă în toate 7 matrici care sunt aici. Deci când intrați în planul de compensare, se vede că sunt 7 matrici. Bronze, silver, gold, platinum, diamond, double diamond și titanium. În fiecare matrice intrarea costă diferit. Dacă intrăm în bronz, noi vedem că intrarea $5 aici și dați să vă explic ce prezintă toată schema, dată că ce unii pot să se pierdă când văd atâta informație și nu știu ce și cum. Deci, pentru a primi bonus din personal invitați, trebuie să intrăm în cu poziție, cel puțin într-o matrice. Deci eu am intrat de pe la matrice bronz, $5 intrarea. Dacă cineva din partenerii mei direcții, dar direcții eu am cuș. Direct. $99 de oameni. Deci care au intrat după link-ul meu. Echipa asta care împreună și cu a mea invitat și cu a lor. Deci total am 714. Deci dacă din ăștia 99 care i-am invitat eu au cumpărat mai multe nivele, deci sunt 7 nivele, 7 matrici, cum am spus încă o dată. Uitați așa. De pildă, eu am intrat în bronz, dar cineva din mie direcție, mie am intrat în silver, ori gold, ori platinum. Tot una eu primesc din aceste persoane bonus. Deci asta e primul plus la proiectul dat. Deci, pentru că îți primesc din referalii mei direcție, de ajuns să intru în careva matrice eu. Acum, al doilea moment, când am intrat în prima matrice, primesc din primii trei, indiferent sunt ai mei sau nu, cât e $1.50 în matricea aceasta, bronz. Deci din 3 persoane cât $1.50, sunt $4.50. Și dacă mai am o persoană care e directul meu, de pildă din 99, a intrat o persoană în matricea aceasta, de la el am 75 de cenți pentru fiecare persoană. Dacă contratez 99, înseamnă de la 99 câte 0,75. Deci de ajuns o persoană să intre și cu ăștia 3 care nu sunt a mei, de pildă, eu deja acei $5 a mei i-am întors. Deci sunt în plus deja. Acum, dacă am o persoană care a intrat cu, după mine, în direcția mea, în matricea dată, se mai activează și acest bonus de nivel. În fiecare nivel, de pildă, mai am încă 5%.
unde este 5, unde este scris 4, sum 4, unde 3, 3%. Ca exemplu, luăm un nivel, eu știu, nivelul 10. Pildă am 1024 de oameni. Înmulțim la 5 dolari și înmulțim la 3% de pildă. Deci, dacă am un nivel de pildă 10 plin, știți cu plata făcută, din nivelul acesta doar numai 153 dolari. Deci asta înseamnă procentul acesta. Și deci aici e indicată cifra maxim cât din toate 15 nivele eu pot să câștig în matricea bronz. Dacă într-o matrice următoare, de pildă, unde 20 intrarea, aici maxim se poate făcut 56 de mii dolari. Și așa mai departe. Deci toate 7 nivele se poate trecut. Deci, cât e intrarea și cât se poate câștiga maxim. Deci, de ce vă orientați la, încă o dată vă spun aici, la uitați ce echipă aveți și hotărâți, doriți să pierdeți banii care puteți să-i aveați din echipă ori nu. Deci, nu merge vorba de doar personal. De personal, în cazul dat, merge vorba de acest bonus din direcție. Este deasupra la ceea ce arată pe nivelul acesta. Deci aici noi din tăți primim nivel, cât sunt în nivel. De pildă sunt 5 direcții, de la fiecare 5 de pildă avem 15. Iar de la restul avem 5%. Deci acesta e marketingul, nu e nimic complicat. Unica moment trebuie să înțelegeți că dacă v-ați activat cel puțin într-o matrice, persoanele directe din acei 99 de pildă, dacă vreo 5 au trecut în luat nivelul în gold, dar eu dacă nu sunt, tot un am de la ei aceștia 15 dolari pe că el a intrat și a luat nivel aici. Deci asta e diferența. Acum alt moment ca să primesc acești 5% deja de pe nivel. Eu trebuie să intru și eu în matricea dată. Asta e diferența. Că dacă nu sunt de pe nivelele aici, eu nu primesc. Eu primesc numai din direcție dacă sunt activat de pildă în careva matrice, de pildă bronz. Deci asta noi pe parcurs vom face și vom hotărâi fiecare. Dar acele monete care sunt, deja noi le vom ridica când va fi, deci aceste monete. Moneta se va numi DPS, vom ridica când va face compania ICO. Asta va fi etapa a doua. De ce s-a prelungit promoția? Deoarece, dacă ne uităm după site unde este el răspândit cel mai mult, SUA, Spania, Brazilia, Marea Britanie, Rusia. Și abia a început pe 7 octombrie și mulți lideri din SUA au rugat ca să prelungească promoția, ca să facă echipe mai mari, căci înveță să câștigă din 15 nivele. Și echipele deja dacă s-a creat în matricea bronz, de pildă persoana care s-a invitat în prima matrice sau, deci încă o dată explic. Echipa ea dacă s-a creat, deja ea este creat odată pentru toate matricele. Deci dacă aveți de pildă 16 persoane numai în nivelul 4, în toate 7 matrice o să fie 16, dacă nu se mai apar oameni. Deci nu e așa că într-o matrice aveți doar 2, în alta doar numai 5, cât să. Dacă om a nimerit pe nivelul 4 la voi, în toate 7 matrice o să fie pe nivelul 4.
Deci asta e plus, că echipa asta deja odată creată, e tot timpul cu voi. Deci intrați și uitați-vă câți oameni aveți, dacă eu știu, aveți vreo 100-200 de oameni și nu vreți să pierdeți bonus din trenșe, vă recomand să intrați în portofel și să duceți 5 dolari, să aveți și 5 dolari. Și pe data de 14 să vă activați. Deci la mine vedeți deja care nu au făcut introducerea portofelului, la dânsul este inscripția cu roșie. Apăsați pe unde apare butonul de a apăsa, treceți, deci vă arunca în încoace să vă arunce, unde trebuie să alegeți metoda de plată care o doriți, de pildă PayPal, Paisa sau Bitcoin. Pe urmă, când alegeți, de pildă PayPal alegeți, aici puneți portofelul. Pildă, nu știu. Și duceți și apăsați. Când apare cu succes, deci vă duceți încă o dată în cont și vedeți datele. Când o să intre banii, deja o să se vadă. Cu care vreți să faci plată? Deci eu am pus Paisa, eu spun Bitcoin. Din nou și să-l salvez cu Bitcoin, să fac plată. Și salvați. Ca să nu caut acum mult timp unde portofelul meu. Bitcoin. Deci cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.